toată noaptea trecută, zic eu, au fost intervenții mai speciale. Am avut trei grupuri. Blocate undeva pe Valea Bârgăului, pe Valea Drăganului, pe un drum forestier, undeva în zona barajului. A fost dificil pentru că nu puteam să luăm legătura cu oamenii. Într-un final am constatat, făcea parte și un angajat al Ministerului, cei care erau blocați pe drumul forestier, care a luat inițiativă și a ieșit și a condus oamenii în întâmpinarea echipelor noastre. Aici ne-au acordat sprijin și le mulțumesc și salvamontiștilor și jandarmilor care au fost alături de pompieri. Ce am constatat în general, dacă ar fi să trag, să concluzionez după noaptea de ieri și după toate evenimentele de ieri, a fost că la nivelul Ministerului, forțele implicate în gestionarea acestor fenomene extrem de periculoase au comunicat permanent între ele și rezultatul s-a văzut. Evaluăm pagubele în continuare, chiar dacă nu vom avea în prima ședință o estimare, o centralizare totală. Eu zic că într-o săptămână, două, vom reuși să avem o situație integrală, centralizată, la nivelul județelor afectate și îmi doresc să se rezolve foarte repede situația alimentării cu energie electrică. E important pentru că atât consumatorii individuali, cât și instituțiile publice trebuie să aibă asigurată alimentarea cu energie electrică. În rest, încet ne reintrăm în cursul normal. Viața se reia, premierul a spus și astăzi. Așteptăm tehnic să inițiem acel sistem de avertizare care să nu depindă de semnalul de internet sau de semnalul operatorului de telefonie mobilă. Eu astăzi, ori de câte ori am avut ocazia, am reiterat că la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență există o aplicație care se poate descărca gratuit și care oferă în timp real informații despre genul de fenomene pe care Ministerul Afacerilor Interne le gestionează. Avem și informații despre cum trebuie să reacționăm în astfel de situații. Deci o aplicație nu o exclude pe cealaltă. Este bine să avem în vedere că de acum înainte probabil ne vom întâlni mai des cu genul de astfel de manifestări care sunt de tip no casting. Spunea domnul prefect, aici a fost chiar situația în care avertizarea pe cod portocaliu a venit la câteva minute bune după ce deja furtuna era în desfășurare pe cod portocaliu. De ce s-a întâmplat asta, doamna ministru? E foarte greu să avertizezi populația în astfel de condiții. Tot ce putem face este să avem o reacție imediată. Asta am și făcut. Noi am avut toate dispozitivele pregătite și mai mult decât atât am mărit foarte repede capacitatea de intervenție. Colegii mei de la ISU au fost toți scoși din subunități, așteptând să intervine tocmai pentru a câștiga timp prețios cu alarmarea în incinta subunităților. Ok, aici la spital va fi nevoie și de bani, vin și ploile, nu cred că e o situație prea fericită pentru perioada asta. Domnul prefect îmi spunea, doamna manager m-a asigurat că mâine vor avea o evaluare gata. Această fundamentare nu este altceva decât o justificare și o argumentație în plus pentru proiectul de hotărâre de guvern pe care îl vom înainta și care privește tocmai alocarea din fondul de rezervă la dispoziția guvernului a unor sume care să se îndrepte în principal către reabilitarea acestor instituții publice care au fost afectate. Când va fi adoptată această hotărâre? Eu îmi doresc să avem evaluarea. Intenția noastră este să intrăm cu ea în prima ședință de guvern, care va fi miercuri sau joi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc.
Luăm ambianță. Gabi, nu luăm ambianță, nu luăm nimic? Doamna ministru, ce știți despre zona Cuiedinului? Ce informații aveți până acum? În afară de faptul că azi noapte, toată noaptea am vorbit în special cu domnii de aici, de la Cluj. Ce zone sunt afectate? Ce vi s-a comunicat? Unde sunt cele mai mari probleme? Cred că le știți deja, dar vorbim după ce e? Da, ministru. Bine ați venit, Silvia Răstema, managerul spitalului. Eu cred că nu este suficient să poate merge cu sigur, la bineînțeles. Nu te tu de foc. Că nu sunt într-un spital public, cred că intram. Nu, nu, mai deci la 17.05 ați primit codul galben. Da. Noi am primit codul galben la 17.18. Fursuna s-a produs aici în Cuiedin la 17.05. A, deci ulterior. Da, la câteva minute. Ați anticipat. Am primit direct aici. Am primit un loc. A fost plăcut și distrată. Două sau trei autovehicule. Tot a fost relativ noi. Ideea este că eu înțeleg că are 15-16 ani. Da, așa spunea un da, la drepturi. Da. În ce an a fost construit acoperișul? Acoperișul în 1982 și 2006 s-a făcut la structura. A fost pe siglă și ea s-a modificat pe Problematice, sale rupte.